Spre regretul meu și cred că și a dumneavoastră și a tuturor celor care ne ascultă, este că lucrurile despre care vorbea domnul Daia acum puteau fi luate mult, cu mult înainte, imediat de fapt când s-a făcut acea, când s-a luat acea decizie la nivelul Uniunii Europene, care a fost, încă o dată repet pentru ascultători, știu că dumneavoastră știți, decizia la nivelul Uniunii Europene, fără taxe vamale și fără analize fitosanitare, au fost aceste două lucruri doar pentru coridorul de solidaritate. Deci nu pentru intrarea cerealelor în piața internă a Uniunii Europene și nici în piața României. Deci, așadar, prima greșeală din momentul în care s-a luat această decizie este că în România nu au existat controle să se vadă dacă din coridorul de solidaritate ies în piața noastră internă. Asta este unul. Doi, n-am înțeles de ce domnul Daia a spus acolo că vrea să introducă taxe vamale dacă se importă. Din toate țările terțe, inclusiv din Ucraina, că încă nu este membra a Uniunii Europene, sunt taxe vamale și importă o țară dacă dorește și dacă are nevoie. Nu obligă Uniunea Europeană să importăm cereale cu taxe sau fără taxe din Ucraina. Ce s-a decis la nivel de Uniunea Europeană și noi a trebuit să ne aliniem a fost acel coridor de solidaritate, care nu ar fi afectat pe fermierii noștri dacă se respectau aceste reguli. 1. Control intern. Am 4 scrisori, răspunsuri, vi le pot trimite, de la președinta Comisiei, pentru că am presat cât am putut de mult. Și răspunsurile au fost foarte clare. Autoritățile naționale sunt competente pentru control, pentru a nu ieși în piața internă. Așadar, mie mi se pare scrisoarea cumva tardivă, pentru că și cu lucruri care nu țin până la urmă de decizia din Uniunea Europeană, aceea de a importa sau nu pentru piața internă. Doamna europarlamentar, vom mai discuta.